Vreau să fac un cover și vreau să povestesc mai întâi. Cântecul este compus și scris, este cu versuri. Este un cântec care ține de universul copilului, deci despre știința pedologiei și arta pedologiei. Prietenul meu, Glad. El îmi spunea când ne-am cunoscut la Cluj, a zis, când m-a văzut prima dată, a zis că eu sunt un geniu. După aia, cumva, eu n-aveam bani, nu puteam, dar vreau să zic că până la sfârșit, eu de fapt am plecat din Cluj pentru că am înțeles că Glad îmi spune pleacă din Cluj. Dar nu la modul ăsta, cum mi-a spus George în vis, nu? Nu. El zicea ceva de genul, băi băiatule, băi, aici e viața scumpă, transportul, trebuie să mergi, și tu ești cu carte. Înțelegi că el era un metempsihotic, știi? Și merge acasă și scrie. Că asta era adevărat. Deci am învățat să scriu nu doar citind o viață și toate astea, ci și făcând caietele de regie și dramatizări și extratexte și treburi din astea. Teatru, nu? Deci, și cum a fost? În primul și primul rând că Glad, cheamă Glad Berindei, nu știu, din satul Mare, Baia Mare, nu știu exact, mai țin minte, dar vreau să zic că el, eu aveam 18 ani, el avea 24. Era un hipiot cu barbă, părul lung, îmbrăcat cu niște blugi, cu niște jeans. Și stătea în cameră, când l-am cunoscut, stătea tot în 16, ca și mine, stătea, nu știu, la etajul 1 sau la 2, în fine, era în cameră cu actorul ăla tânăr, care a avut succes vremea, după ce am plecat de la facultate, a avut mare. Era un băiat foarte de treabă. Știu că avea niște casete originale și avea și Lorena McKennitt, albumul ăla, cum îi zice. Și ce a fost, nu știu, 2002, 2003, în fine, cred că 2003, când am avut mare parte. A mers cu Glad. Bine, ruta cred că a fost mai mare, dar să zicem, deci de la librăria universității, acolo în față la Matei, pe drumul ăla spre Casa Studenților, dar mergeam vis-a-vis la terasa aia, să întâlnească cu niște prieteni și un ciucu. Și Glad, ideea e că el a făcut filologie, dar nu a profesat niciodată ca profesor. O scris, în schimb. Știu că odată asta m-a emulat. Era în cafeneaua aia în care plăcea lui să meargă, prietenele lui. Era un tip care era foarte, avea prietene și mult mai tine. Era un adevărat profesor arab. Și ce vreau să spun? E că el era muzician și în familie de muzicieni. Taică-su mi se pare că era tot muzician, dar el făcuse filologie. Și nu știu acum cum trăia, ce făcea, probabil că el e muzician, dar a făcut filologie. Și el a reușit să mă destupe, știi, că eram foarte terminat după 2 ani de bullying, pe 9, pe 10 ani, Deva, știu că. Bun. Și mergând noi, ca să zic așa, ca și actorul ăla, vedem. Deci, mergând noi de la Libreria Universității sau de unde am mers noi, aia era direcția, pe partea stângă a drumului, opusă de vinăria aia, unde am mers cu Radu de m-a rezolvat cu băutura, la două vinuri de nu mai te bine nimic, și am mers să mergem acolo, el cânta. Și ce cânta? No, fredona sau ce făcea el. Și asta a fost, să zicem, dacă nu motivul singur, sau motivul hotărător. Eu atunci, nu știu, avusesem, nu știu ce, altercație cu cineva, în fine. Și zice Glad, hit the road, Jack. Acum, eu nu o să cânt, că eu nu sunt muzician, dar el zice, hit the road, Jack, hit the road. El cânta, știi, hit the road, Jack, hit the road, Jack, hit the road, Jack. Și zice, what you saying? What you saying? Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. What you saying? Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. What you saying? What you saying? Și asta a fost tot. Eu nu știu dacă până atunci, 2003, citisem Jack Kerouac pe drum, dar oricum știam cartea și avea tata în casă. Uite-te și tu ce e aici.
Glad Vadime Draghe, ia uite aici. Vezi, de la icoane am făcut luptul tata. Uite, uite, patul lui mama, ia uite cum se prezintă. Boxe Trust, vezi mami? Uite acolo, eu. Uite, vezi? Aia groasă acolo e Ana Karenina, în engleză. Uite aici. Și asta, and that's just one shot. Înțelegi? Uite și aici. Eu, eu. Bun. Și atunci ce vreau să zic? Eu am zis că bossul ăsta zice că dacă stai în Cluj, ori fi un derbedeu și asta e tot, nu, cum zice nevasta lui Iov? Tu stai neclintit în credința ta, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Dar Iov nu a făcut asta. Zice, dacă nu, du-te domnule acasă, că și cumva o atitudine de respect față de părinții mei care au fost profesori și tata poet, scriitor, și ce mama grămătic, mama a murit săracă. Și i-a făcut de scris, băi. Pentru că Glad era o persoană și mai mare și care vedea prin oameni. Și asta au fost. Și el a fost contra panchismului, pseudo-panchismului, nu trebuie să zicea că hippie niciodată nu schimbă stilul, trebuie, cum arată, trebuie. Dar eu nu sunt nici măcar hippie-hippie, eu sunt clasic-clasic. Cel mult și baroc, romantic, modern, Palestrina, Porpora și din ăștia. Sau Gregorian, sau Bizantin, sau măcar Otoman, sau Indian, sau, înțelegi, clasic. Notist. Deși nu le... Eu sunt pe percepție. Eu sunt de la percepție. Și atunci faptul, chestia asta mă hotărâ, bă, frate, ce caut eu aici în Cluj? Ce fac eu aici în Cluj? Că nu-mi place la teatru, nu vreau să am conflicte nici măcar teatrale cu nimeni, nu mai vreau să beau. No. Și tot betonul ăsta. Ăsta, prietenul, colegul de la teatrologie era Areș Augustin Crăiuț, să trăinase de mine. Alt prieten aveam, numai niște... Și oamenii erau, nu erau serios, știi? Sau fetele. Și atunci a zis, nu bine, frate. 200 km pe autobuz, ciao. Și asta a fost. Și uite, frate Glad, vezi acolo niște cărți. Alea sale mele. Dacă vezi două albe identice, una maronie, una galbenă, una roșie mică și una alb cu verde. Aia este bibliografia mea până în Crăciunul trecut. Acum este în Crăciunul ăsta, 2023. Este dimineața de ajung la Moș Crăciun. 11.35 AM Mao Zedong. Înțelegi? Și acum eu mi-am schimbat prefixul, semnez Ion Dor, Ion. Și cu Dor cu litere de par, că trebuie să mă reciclez, că dacă nu făceam inflație de versuri, idei, presupuneri, teoreme, suspiciuni, accepțiuni, accepții, percepții, recepții, decepții și altele. Dar bun, hai acum că trecu cam mult timp, hai să încercăm să facem un cover fără versuri, că cine pune versuri de pe web, ar trebui poate să le copieze. Oricum, mai tine să urmeze cântec. Eu la început am avut prejudecăți, mai ales că Glad era o persoană, îmi amintesc eu, eu ziceam, domnule, lui, că, nu, de atunci, Lewis Carroll Anderson, preferații mei, știi? Și el e tot demontat, știi? Și asta era înainte de era Wikipedia. Deci era numai Mircu. Nici Mircu nu era. Dar vreau să zic că, adică în fine. Și noi eram cu cărțile și vreau să zic că cu CD-uri, cu casete. Și eu nu sunt de acord cu Anderson, era nu știu cum. Sau că Lewis Carroll, Charles Ludwig, sau cum îl cheamă, Lewis Dobson, era nu știu. Astea sunt niște bazaconii. Sau Oscar Wilde,
Domnule, cum o fi fost omul, pe noi ne interesează, pe noi, pe mine și pe Glad și pe micii cititori, ne interesează de carte, că așa și Iisus Hristos. Știți de ce a fost Iisus Hristos răstignit? Care a fost motivul? Că l-a pupat Iuda, zicea că e gay. Înțelegi? Că e maro la chiloței. Și atunci ce durere? Deci nu ne interesează, poate să fie, poate să nu fie, nu știu, nu l-am cunoscut. Dar eu vreau să zic că Alisa în Țara Minunilor, poveștile lui Anderson, mai ales și-o apășit pe Revoluție, mai multe. Deci, băi, Creasa Zăpezii, sunt multe. Astea, sau, acum să te apuci să zici de Ion Creangă că nu știu ce. Păi ce, n-ai ce să zici de Ion Creangă. Ion Creangă era de la țară, a făcut teologia ortodoxă, dar nu a terminat-o să fie preot, a făcut cât să fie diacon. Dar după aia sunt prietenit cu Eminescu, Eminescu tot dus la Judimea și Eminescu tot presa. Băi, scrie băiete, nu mai scrie. Sau moșule, scrie moșule, nu mai scrie. Și atunci s-a apucat moșul să scrie. Dar pe lângă asta, ca și popă, să zicem, în ghilimele, o predat la 1-4, la școlari, să învețe scris, citit, abecedar, și după aceea ce a făcut? Pentru că nu erau abecedarele performante, au făcut el un abecedar apoi încă și cu abecedarele care le-au făcut, de stai puțin, nu cu soacra cu trei nurori, cu Danilă Prepeliac sau mai știu eu ce, nu, cu ăla, Arap Alb sau, nu frate, cu abecedare, material didactic făcut de Ion Creangă, Nica lui Ștefana Petre, au ajuns milionar. Dar din păcate o cheltui banii, ca ăla de la Sublime, știi? Și atunci, după aia, a devenit cu convingeri liberale, și-o tuns pletele, a fost un timp postat la nu știu ce mănăstire din Moldova și stând acolo avea o pușcă și a început să împuște ciorile care stăteau pe cruce, mi se pare, pe crucea de pe turnul mănăstirii, prin pop, în fine, nu știu ce motiv i-au mai găsit. Ăia de la Parlament, a deputați, îi ziceau popa smântână, că el mânca mult, știi? Și lor scos din cinul, deci efectiv i-au luat pâinea. Cum au făcut și cu Tolstoi. Și lui Tolstoi zice că de ce? Pentru învierea care a fost făcută, scrisă, el n-avea nevoie să scrie învierea, teoretic, adică înțelegi ce facă un ban. Ci ca să plătească vaporul la niște anabaptiști germani care erau persecutați în Rusia țaristă. Zice, hai mă să mai scriu unul și le dau la ea să-și ia bilete de pachebot, să meargă în Canada. Deci e foarte interesantă similitudinea asta, ca să nu mai zic, dacă căutați pe internet sau o carte, dacă găsiți, eu am găsit o carte, dar nu mi-o trimis-o, Irving Layton, de fapt nu chema așa, era, nu știu cum, Hirșcu, nu știu cum, din Humulești, Tescan, sau era și tot de pe acolo, și seamănă Layton cu Ion Creangă și cel mai mare poet canadian de secol 20, iar ei înainte de secol 20 nici nu au avut ceva poeți, știi? Irving Layton. Ăla prin anii 80, începutul anilor 80, a fost dat un an și în al doilea război mondial, a făcut agronomie înainte în Canada și s-a împrietenit cu Leonard Cohen. Și Leonard Cohen, când a murit el, că a murit mai înaintea lui Leonard Cohen, mie nu-mi place de Leonard Cohen, dar zic, Leonard Cohen a zis, eu l-am învățat să se îmbrace, el m-a învățat să trăiesc veșnic. Și poet. Dar vreau să zic un singur lucru. Omul era în Canada, o stat în Montreal, o stat în Toronto, era bazat. Putea să scrie despre ce vroia și a scos o carte. Ce mizerii, cam asta, ideea să mai vin din estul Europei. Deci efectiv îl durea de România. Și era un evreu, nu era român. Și un alt aspect, are o carte, aia am vrut să o comand, aia se găsește poate și acum pe ocazii. Ori zis să-i sun, să-i nu știu ce să le fac, să-i dreg, să... No. N-am putut și nu mi-a trimis. A purtat 5 lei. Fortunate Exile. Exil norocos sau fericit. Adică în Canada.
Deci asta vreau să zic. Și după aceea, Creangă ce-a făcut? Nevasta l-a lăsat că o bătea, s-a luat cu una mai tânără și o bătea și pe aia, că noi, era moldovean. Și aia l-a suportat, mi se pare. Nu? A fost. Acum ce să zici? Dar bă, măcar a fost Ion Creangă, mă, nu a fost un cioflingar, înțelegi? Iar ăsta, Edwin Layton, a avut 5 neveste. Acum oamenii ăștia, dacă îi luăm după, să judecăm după noi înșine, ca oameni obișnuiți, ajungem să nu mai citim nimic, să nu mai facem nimic, să nu mai drăgem nimic. Cum și eu am zis, bă, Vlad ăsta e tâmpit. Dar de fapt e ceva deosebit ce a făcut el aici. Acum 9 ani, ci că e această înregistrare, probabil la Cluj, probabil în alt oraș adelenesc. Și sunt niște copii și niște adolescenți care cântă și un cântec deosebit. Acel sentiment al copilului, știi cum e? Ce se întâmplă cu o ceapă, când o pui în pământ, știu că anul ăsta a mâncat iară ceapă și atâți ani. Bași ceapa în pământ, ea moare, ca și boaba de grâu, de care zice Domnul Iisus Hristos. Moare. Dar dacă moare, nu știu ce germinează și iese ceapa verde. Înțelegi? Ceapa verde, grâu de aur și tăcerea de aur. Plivitul, treaba. Și atunci, cum să zic, copilul moare în el însuși. Se petrece o germinație la epoca pubertății, când începe să simtă anumite lucruri. Ca devine adolescent, cu diferitele etape, stadii și stagii ale adolescenței. Dar totul începe cu acel prim genom de sentiment. E o simțire foarte frumoasă, știi, când un copil, deși probabil că nu se va realiza niciodată, să zicem, eu așa am pățit. Știu că mergeam la biblioteca publică în oraș, aici la noi, la Hațeg, țara Hațegului suntem, că acum suntem la țară. Și mergeam la bibliotecă și bibliotecarele erau tot doamne bătrâne. Asta era de mult, în 90, început. În fine, și până atunci am citit biblioteca tate. Și ce o să zic? Și mă gândeam, bă, nu poate să fie o bibliotecară frumoasă. Bă, și odată a venit o bibliotecară care nu știu ce era. Dacă terminase bibliotecologie sau era studentă sau nu știu cum. Și era pe clasa, cred că a 7-a. Bă, și m-am îndrăgostit de ea. Era frumoasă, era, nu știu cum să spun, părul negru, castaniu. Cum se zice, brown, se îmbrăca mai în haine negre și stătea tot acolo la biroul bibliotecarei. Și eu mă tot duceam printre rafturi să caut cărți și citisem de fapt în mare toată biblioteca ce putea citi un copil de clasa 7-a și mai aveți nimic. Ce stai că am ceva și mi-a dat un Redburn fără coperta din față. Redburn este un roman scris de Herman Melville și eu am zis, domnule, cel mai bun roman, mai tare și ca Huck Finn și ca tot, este Moby Dick de Herman Melville, dar Redburn nu-i mai bun ca Moby Dick, dar e mai frumos. Și mă gândeam, știi că eu sunt Redburn. Stai mai puțin să-mi schimb porecla la. Nu mai sunt capii mujahedine, sunt Redburn. Și asta vreau să o las. No, în fine. Și după aia am găsit un Charles de Coster, mă scuzați, cu Till Eulenspiegel, Tillul Buhoglinda. Și eu am zis, bă, ăsta e ca pe cală. Și cam așa și ei. No, el a mutat acțiunea din Evul Mediu, că Tillul Buhoglinda a trăit adevărat. Știi? Dar ce vreau eu să zic, mă? Și m-am apucat să citesc
M-am apucat să citesc M-am apucat să citesc M-am apucat să citesc aia, am citit-o jumate și m-au executat. După aia am dus cartea înapoi, știi? La aia, la domnișoara. Și m-a întrebat, ai citit-o toată? Da, da. Am citit-o toată și o puneam acolo pe raft. Era chiar în raft de față ei. Aia Redbone mi l-a luat dintr-o cameră care era încuiată și s-a dus acolo, desfăcut-o, erau cărți acolo. Nu, înțelegi tu? Asta e. Good to go. Good to go. Hai acum să încercăm să cântăm pentru Glad, că ăsta m-a tras la cale. Dacă ai ști Glad, e dragă. Și mai este o chestiune cu Glad. Îl găseam pe care pagina de Facebook, știi? Și ziceam, salut Glad, nu știu, scriam acolo ceva, ori comentariu, poate, în fine, poate și pe cea, nu mai știu. Bă, cum îi scriam, cum mă bloca? Mai aveam alt cont, hați, îi scriam, iară mă bloca. Nu știu de ce. Nu pot să înțeleg. Eu, în continuare, văd ca pe un prieten, ca pe un binefăcător, nu? Te scoate dintre bețivi, Iclujului. Mai să cântăm pentru doamna bibliotecară. Ușoară. Mirată în tine așteaptă. De tine teamă, de tine mi-e teamă, de tine, de tine mi-e teamă, de tine, de noapte mai ia din noi, tine noapte. Tine, noapte, pe plaia din lume, tine, noapte. O lume mirată în tine așteaptă. O lume mirată în tine așteaptă. Lume mirată, lume mirată, mi-e teamă de tine, de noapte, de toamnă, tine, de noapte, teamă de tine, de noapte, spaima, și eu ziceam că mă teamă de asta, ne, de noapte. Pumba, 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 pumba. Băi, macarone. Băi, pavarot. Iau gântare. Mă teamă de tine, de noapte, de spaima,
Mi-e teamă de... Mi-e teamă de tine, de noapte, spaima din nou, de noapte. De tine, de noapte, de spaima din nou, de noapte. De tine, de noapte, de spaima din nou, tine, de noapte. În tine așteaptă, iată, tine așteaptă. Teamă de tine, te faia din noi, de tine, de noapte, de noi, teamă de tine, de noapte, de spaima din noi. De red band, the 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 red band. De tine, de noapte, de faia din noi, de tine, de noapte, în lume mirată, în tine așteaptă. O lume mirată, în tine așteaptă. La multe ce mă blochează, dar o lume mirată în tine așteaptă. O lume mirată în tine așteaptă. Yeah. Oh. De tine, mi-e teamă de tine, de noapte, de spaima din noi, teamă de tine. Marea scena băce, mă lată din ce studiu băce. Spaima din noi, de tine, de glade din noi. Tată, cât e 41 plus 6? 42 plus 6, 48. Prietenul Glad, îl mai ții minte? Povesteam de el. A făcut filologie cu Ion Pop, dar n-a profesat. El este din familie de muzicieni.
Sau glad, dragul meu, îi oferez, cum se numește fapt? Zic de cu dimineață. Bună dimineața la Moș Ajut. Că e ziua lui Crăciun.